Ministerul Agriculturii a propus trecerea canalului Siret-Bărăgan în lungime de 191 de kilometri din administrarea Ministerului Apelor și Pădurilor în cea a MADR. Transferul nu se dorește a fi unul doar pe hârtie, ci vor fi fixate câteva obiective astfel încât acesta să devină funcțional. Într-o primă etapă se va lucra pe o lungime de peste 50 de kilometri pe zona Călimănești-Râmna. Lucrările vor cuprinde refacerea proiectului. Acesta va suferi mai multe modificări, cea mai importantă fiind aceea că nu va mai fi navigabil. Urmează să se facă un nou proiect, în așa fel încât să fie recalibrat toată investiția, deoarece inițial canalul a fost gândit ca sistem și ca sistem de irigații, dar și ca sistem navigabil. La acest moment se discută doar de un canal de irigații. Cea de-a doua etapă va viza reabilitarea canalului pe zona Râmna-Ialomița, ce se întinde pe o lungime de aproape 140 de kilometri. Întreaga finanțare legată de actualizarea documentației tehnico-economice, precum și continuarea lucrărilor de execuție și reabilitarea canalului, se asigură de la bugetul de stat. Ca și orizont de timp, dacă lucrurile merg cum trebuie și nu o să avem parte de veșnicile contestații la astfel de situații, sperăm ca în maxim un an de zile să fie gata proiectul tehnic, iar după aceea probabil că și construcția să dureze 1-2, maxim 3 ani de zile. Pentru că e nevoie să grăbim lucrările la acest obiectiv, având în vedere, așa cum se vede și în textul ordonanței, să fie irigate undeva în jur de 120.000 de hectare de culturi agricole. Din anul 2010, lucrările executate pe canalul Siret-Bărăgan se află în conservare, ceea ce a atras după sine instalarea unui proces de degradare a lucrărilor executate, fiind necesară finalizarea de urgență a lucrărilor neexecutate, precum și reabilitarea lucrărilor aflate în conservare. Prin finalizarea primei etape de reabilitare a canalului magistral Siret-Bărăgan, se poate asigura apa pentru irigații pentru circa 120.000 de hectare. Canalul este proiectat să aibă următorul traseu: Călimănești, Mărășești, Focșani, Râmnicu Sărat, Buzău, Urziceni, Dridu, între acumularea Călimănești de pe Siret și lacul Dridu, situat la nord de București, pe râul Ialomița.